Teatrul de vest din Reșița vă invită la noi spectacole în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă 24 februarie de la ora 11, cei mici sunt invitați să descopere povestea lui Lampio și a grăuntelui de lumină. Într-o pădure nu foarte departe, trăiesc mii de licurici care luminează prin talentul lor. Tot acolo o poți întâlni și pe Hop, care are grijă întotdeauna ca noctii lunga să stea departe de cei fragili. În această pădure trăiește și zâna vițelor pe care dacă o întâlnești cu siguranță o vei îndrăgi, pentru Că îți va lumina calea cu blândețea ei. Ei bine, printre toți acești licurici a căror virtuozitate luminează pădurea, trăiește și lampio cel fără de lumină. Curajos și încrezător, lampio pleacă într-o aventură pentru a-și găsi lumina. În drumul său întâlnește licurici care îi devin prieteni și care încearcă să-l ajute să-și găsească lumina, dar cu toate acestea, obstacolele nu întârzie să apară. Tot sâmbătă, de la ora 19, puteți viziona spectacolul Cerere în Căsătorie, ce aduce în scenă două dintre piesele marelui Anton Pavlovici Cehov, Cerere în căsătorie și ursul. Jucate alternativ, cele două texte spun pe de-o parte povestea ipohondrului Ivan Vasilievici Lomov, cel ajuns la vârsta critică de 35 de ani, ce se hotărăște să o ceară pe Natalia Stepanovna, fica moșierului Stepan Stepanovici Ciubucov, de soție, iar pe de altă parte povestea Elenei Ivanova Popova, tânără rămasă văduvă, a cărei jelire este întreruptă de către un creditor, ursul Grigori Stepanovici Smirnov. Știm cu toții faptul că cererile în căsătorie nu sunt ușoare, dar nici recuperarea banilor, însă personajele noastre au harul să ne poarte prin povești, stârnindu-ne râsul.